Bună seara, stimați telespectatori! Iată-ne la ultima emisiune în acest sezon. Începem în septembrie din nou. Astăzi este ultima, înainte de a intra în vacanța de vară. Emisiunea asta, care se numește Între posibil și imposibil, este un concept destul de labil. Nu știm ce e imposibil, nu știm ce e posibil. După cum vi-am promis, ultimile dăți le-am avut cu invitați reșițeni, prieteni de mei vechi, cu care pot să vorbesc despre orașul nostru care ne este în sânge și la care nu renunțăm, indiferent cum vor unii câini ca să moară unii cai. Nu se va întâmpla și nici nu cred că... Ideea este, partea proastă este că se deculturalizează orașul încet, încet. Intrăm în zona șușanelei, intrăm în zona actului semicultural expediat, intrăm în zona nechezolului cultural, intrăm în zona nechezolului în general. Oamenii sunt debusolați, dar uite, așa debusolați, nu părăsesc orașul. Ăștia care am rămas, am rămas. Ăsta e numărul firesc al orașului. Ăsta, eu sunt reșițean de 67 de ani. 68 fac anul ăsta. Țin minte când Reșița avea 50.000 de locuitori și funcționa în măsura în care așa funcționa un oraș cu 50.000 de locuitori. E bine, eu sunt un împătimit al Reșiței și ca mine sunt foarte mulți, reține, foarte mulți. Pentru că Reșița este orașul nostru, este orașul care pe mine m-a educat și tot ce sunt eu acum este din cauza acestui oraș, a întreprinderilor, a uzinelor, care au fost o școală extraordinară pentru mine. Am ca invitat unul din prietenii mei de o viață, se numește Ervin Ziegler, este președintele Forumului Democrat German din Caraș-Severin și cred că are și o funcție pe zona de vest, nu știu exact. Bine ai venit la emisiune! Mulțumesc frumos și mulțumesc pentru invitația de a fi aici la tine în emisiune. Pentru prima dată și este o onoare. Ervin, noi vom vorbi astăzi despre Reșița de ieri, că noi cunoaștem Reșița de ieri, cunoaștem și Reșița de azi. Nu ne dăm cu presupusul pentru Reșița de mâine, doar putem să spunem cam ce am vrea. Dar aș vrea să începem cu Reșița de ieri. Da, cred că este și foarte binevenită această tematică, având în vedere faptul că în următoarele zile chiar vom sărbători zilele Reșitei, zilele în care ne aducem aminte de începuturile Reșiței, 3 iulie 1771, da. Anul acesta sunt 246 de ani de industrie. De conviețuire între români, maghiari, germani, țigani, sârbi, bulgari, etc., etc. Sigur că da, au venit din toate teritoriile Imperiului de atunci, da. S-au așezat aici, într-o zonă în care exista o populație băștinașă. Exact. Și s-au grefat pe această zonă atâtea civilizații, atâtea etnii cu care am trăit unii cu alții într-o armonie extraordinară. Sigur, mai erau aici colo divergențe, dar pe fondul general vorbind, noi ne-am înțeles extraordinar. Este și, datorită acestui fapt, am și ajuns unde am ajuns. Adică Reșița a ajuns unde a ajuns. Reșița a fost un etalon, este un etalon. Pe harta mondială. Este Middle Europa, lucru care se întâmpla cu mult înaintea ideii propagate cu atâta vehemență. Reșița și Caraș-Severin, Banatul de Munte, a trăit în acest mediu în care cultural, etnicii germani au dat tonul unei culturi oficiale. Gesagtsektionul, toate astea sunt mișcările, ei au venit din zona lor, de unde au fost aduși aici, cu această cultură a bucuriei și a muzicii. Muzica cu credința. Cu credința, sigur că da. Dar astea toate erau îngemănate. Ce se trebuie anunța, s-a anunțat la biserică. Da, și cu școala. Deci fiecare comunitate care s-a închegat în Banatul Montan
Bine, noi ne referim acum la Banatul Montan, dar în general același lucru se poate adapta și la Banatul de Șes, dar și în Transilvania, sigur, mă rog, și alte cu alte conotații. Sigur că da, dar vorbim de Banatul Montan. Deci, creându-se o comunitate, automat au primit și un dascăl. Sigur că da. Și un preot. A creat o logistică, da. Deci nu au venit o infrastructură. Aici. Da, deci au venit și s-au așezat aici. Nu i-au lăsat, da, acum descurcați-vă. Deci au avut imediat, au avut și un doctor, un medic au avut. Ăsta a fost un proiect. Da, da, sigur. Un proiect social. N-a fost proiect politic, n-a fost niciun fel de conspirație. Nu. A fost un proiect social-economic. Că nu i-am trimis pe acești oameni, dar doar acolo... muriți acolo sau nu, nu, deci nu, am căutat, deci imperiul i-a purtat de grijă, da, da. Le-a purtat de grijă atât nemților cât și românilor, de automat, ei erau egali în fața împăratului. Și referitor la Banatul Montan, de fiecare dată îmi vine așa de bine să spun, deci aici totul a aparținut imperiului, da, să spunem așa, deci față de alte, în zona de Șes sau în zona Transilvaniei, unde erau mici bogătași, da, dar aici nu erau mici bogătași, nu, aici erau toți la fel. Aici funcționau după legea, aș spune, aproape a chibuțului, da, da, înțelegi? Da. În care noi toți muncim, toți avem, da, da, nimeni nu se îmbogățește, nimeni nu se sărăcește. Da. Copiii noștri merg împreună la școală, copiii noștri, da, învață la, da, școală împreună. Asta a fost, da, și succesul reșit. Mare, da. Aninei, să mai vorbim de administrație, care a fost, a făcut marea schimbare a informației administrative. Etnicii germani au venit cu un model administrativ de înregistrare, de întabulare, de toate cele care au făcut Banatul și astăzi este unic, pentru că are un model administrativ unic. Cartea funciară. Cartea funciară, da, care a produs atâtea bătăi de cap în restul României, că nu există. Da, da, da. Chiar în urmă cu câteva săptămâni am organizat o manifestare, poate unii s-au uitat așa curâși, de ce? O manifestare la 300 de ani de la nașterea Mariei Tereza. Da. Vrem, nu vrem, așa face parte din istoria noastră. Face din istoria. Sigur. Că vrem, nu vrem, că... Sigur. Sigur, nu toate ce a făcut ea au fost n-are importanță. N-are importanță. Ea a împregnat. Sigur. Banatul Montan, ea a fost un pion în acest proiect de modernizare a Banatului, da, Montan. Vrem, nu vrem, asta este. Cum a fost și prințesa Sisi, cum a fost toată, sigur, pleiada de, și toată elita împăraților și celor de la Francis, Carol al VI-lea sau Franz Iosif, da, întâiul împărat, ultimul mare împărat, da, al Imperiului Austro-Ungar. Sigur. La începutul secolului 20. Deci sunt personalități care... Nu le poți radia dintr-o istorie, pentru că ei sunt legați strict de evenimente, de ordine. De exemplu, a venit... deci școala, la prima școală reță s-a făcut din ordin împărătesc. Rațiunea, eu am citit toată aia în original. Noi o avem la Asociația Culturală. De ce? Pentru că toți meseriașii germani, de etnie germană, care coordonau industria, au început să îmbătrânească. Aveau nevoie de cadre locale care să înțeleagă ce șef de echipă, ingineri, deci trebuiau selectați din zona noastră. Și atunci s-au făcut școlile. Vorbim de școli, și cunoaștem prea puțin. Vorbim astăzi de școala duală. Ceea ce este foarte bine, am pierdut enorm de mult că am distrus învățământul profesional. Așa e, școala, deci, profesională. Școala profesională, deci enorm, mai ales regita... Deci a fost o sursă inepuizabilă de meseria pentru toată România. Da. Și, dar... și acum am ascuțit noi macaroanele și am inventat... Sperăm că măcar acum să înceapă să refuncționeze, fiindcă greu, tot sistemul nu poate funcționa economic într-o țară dacă nu are... Elvin, trebuie să fii de acord cu mine că nimeni nu mai vrea să fie pălmaș. În uzină, cred că e o chestie așa de... este peorativ, negativ. Bă, lucră în uzină, sudor. Nu funcționează o națiune, o Europa, fără meseriaș.
Foarte interesant, un ambasador al Germaniei, din care a fost într-o perioadă de timp în România, spunea următorul fapt. Deci el a mers la după ce a terminat școala primară, a mers într-o școală duală din această profesională. Profesională, a făcut o meserie, după aceea părinții le-au dat mai departe la facultate și a ajuns diplomat și elită. Da, da, școala lui de viață acolo a fost. Da. Ca și a mea. Da. Eu recunosc cu mâna pe inimă, domnule, eu dacă nu treceam prin școală profesională, uzină, oamenii aia care lucrau în uzină, care aveau o demnitate neștiribită și nefalsificată de niciun fel de comportament de ăsta dualist, de la ei am învățat, domnule, cum să fiu om. Am avut în veșteță la școala medie tehnică. Da. De elită. Deci câteva generații au ieșit de pe băncile acestei școli, unde acum cadastrul în orașul vechi, deci școala medie tehnică, ceea ce a adus enorm pe toată piața muncii în România, meseriași de prim rang. Sigur. Și conducători tehnici, oameni capabili să conducă 5-600 de oameni. Da. Vreau să revin la faptul de această școală duală. Se știe prea puțin în partea de vest a României, prima școală de meserie a fost constituită la Oravița. Da? Fiindcă acolo era administrația. Marea administrația uzinelor era la Oravița. Totul era. Toți banii erau la Oravița. Da. Băncile erau la Oravița. Totul Oravița. Și acolo a fost constituită prima școală duală, cum o vedem noi astăzi. Școală profesională. Da, profesională din vestul școală Țării. De meserie. Da, da. 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 După aia, sigur, a avut o perioadă în care s-a desființat, dar putem astăzi considera că acolo s-a înființat prima școală de meserie. Deci s-a simțit clar nevoia în modelul economic că e nevoie de profesioniști în meseriile ăștia care sunt de mare necesitate într-o industrie, începând de la sudori, electricieni, stungari, frezori. Ăștia au construit România economic. Am vorbit împreună aici de această simbioză, munca, bineînțeles, dar cei care i-au adus aici, i-au adus și preoți, au adus și cadre, învățători, că asta era pe vremea lui. Era. Deci învățători, farmaciști, aveau aveau doctor, dar pe lângă acestea, cei care s-au gândit să-i aducă aici, s-au gândit să le și organizeze timpul liber. Nu era un timp liber cum e astăzi. No, 8 ore, care a venit mult mai târziu, cele 8 ore. Deci 8 ore de muncă, 8 ore de familie și de viață și după aia 8 ore de odihnă, nu? Deci mult mai târziu. Dar atunci lucrau 12 ore, 14 ore. Nu era așa de normat în secolul XVIII, cum e astăzi. Sigur. Și le-au adus și i-au învățat instrumente, formații. Ești un om de teatru. Da, deci, sigur. Nu deci, vorbim de echipe de teatru amator. De amatori. Reșița, în Reșița s-a înființat mișcarea corală românească. Da, da, da. Înțelegeți? Românii din Reșița, care erau pauri și lucrau în uzină, împreună cu nemții, eu știu cum s-a făcut Palatul Cultural. Da, da, da. Pe o temă de orgoliu. Da. Dom'le, uite ce fac nemții, noi nu facem nimica. Foarte bine, deci acest orgoliu, acest concurență era prin puterea exemplului. Da. Da. Bă, noi ce facem aici, domnule? Și a apărut Palatul Cultural, unde se țineau nunți, botezuri, mormântări. Era centru spiritual al comunității românești, unde peste 2-3 ani au venit comunitatea germană cu spectacole. Noi am mers la ei. Da, sigur, deci, sigur. Lucru foarte important. Anul acesta trebuie să punem... Să subliniem foarte mult treaba cu 200 de ani teatru de vechi de la Oravița. Sigur că da. Sigur deci, că. Eu cu mare drag, dacă ai nevoie de mine, eu deci cu este mare ceva, drag. Deci... O să vorbim și cu Bota. Da, trebuie. Vorbim deci, cu trebuie Bota. Scoatem de la arhivă tot ce știm despre el și multe lucruri. Avem atâta afișe, am văzut o parte din ele. Afișe, documente cum s-a construit teatru, că el este o replică a unui teatru sigur, de la Viena. Burghe Teatru de la Viena. Sigur. Da. Sigur. Și deci ăsta trebuie marcat cel puțin o săptămână. Pentru că nu doar România, Europa trebuie să știe despre acest obiectiv care... Eu m-am dus de multe ori singur să mă uit. Eu mă duc singur la Oravița. Și dau peste oameni care vin din România sau vin din Anglia, vin din America. Și nu știu ce minune asta aici. Și atunci am avut și le povestesc. Noroc că eu
îmi cunosc istoria locului, da, da. Știi? Dar cu mare drag vin alături de tine să te ajut să promovăm. Vezi, acum avem o chestie foarte bună. Mulți o critică, dar cu bigărul. Deci este un punct. Da. Dom'le, este un punct care aduce mii de oameni. Da. Nu numai mii de oameni aduce, aduce, scoate în evidență. Da, da. Dar acest parte... lucru trebuie cu Semeringul. Tu cât de mult te-ai implicat în Semering? Da. Puțin știu. Câte ore? Nu cred că e relevant. Da, dar cât te-ai implicat în Semering? Și nici nu m-am îndepărtat de subiect. Da. Vreau, acum am timp și vreau să reiau. Deci, Bigărul, Semeringul Bănățan, teatru veche la Vita, farmacia. Farmacia este prima farmacie naturistă din, de munte, din Europa. Da, da, montană, din Europa. Farmacie montană. Da. Dacă se reușește să se implementeze proiectul cu primăria Aninei prin reconstruirea puțului sau repunerea în valoare, a puțului. Sigur. Deci încă un obiectiv foarte important. Acum, nu trebuie să ocolim. Subiectul este la 1870 s-a construit Marea Lojă Masonică la Oravița. Da, da, da. Unde, și acum se păstrează sediu. Sigur, este într-o stare deplorabilă. El poate fi... Deci avem o zonă... Este o zonă atât de dinamică, zona Oraviței. Zona Reșiței este pe altă parte din cauza că avea o altă direcție. Dar totul a fost extrem de dinamic și asta datorită etnicilor germani care au venit cu un alt concept de viață. Inclusiv partea de după servici cu distracția. Ea trebuia să-i țină pe oameni împreună. Alexander Titz în scrierile sale a cules o mică povestioară în care un inginer era trimis să preia o piesă anume de la Viena. Și el a întrebat pe șeful lui unde există aceasta, unde există Reșița asta. El a fost trimis acolo, dar nu știe pe hartă, n-a găsit Reșița. Și a spus, du-te până la Bocșa. Da. Și de la Bocșa vezi că e un trenuleț de pădure, vezi să nu pici într-un lac, într-o baltă, nu te mai scoate nimeni când... Că nu știe nimeni că ești acolo. Ești acolo și Reșița e la capătul lumii. Și omul ăsta a venit cu trenul normal până la Bocșa, aici a urcat în... Mucănița aia. Mucănița aia care era pe vremea aceea, bineînțeles cu balta, cu totul, găsit exact așa cum i s-a povestit, a ajuns la Reșița, a preluat, mă rog, piesa respectivă să o ducă înapoi la Viena și a mai stat două zile. Ce a descoperit? Aici se cânta Beethoven, se cânta Mozart. Mozart, spus, și cu mare iubire se cânta. Uite, la capătul lumii, unde capătul zici că lumii, nu e nimic. Da. Se pentru cânta... că e așa trăit Reșița. Da. Așa supraviețuit. Da. Înțelegi, eu țin minte familia Opelț încoace, domnule, care a dat generații întregi de muzicieni. Faceau seara muzicală. Seara duminică, muzicală. În fiecare duminică după masă cântau ei de ei, pentru ei. Cel mai mic era 4 ani, care cânta la vioară sau ceva. Dar nu cântau așa pentru spectacol, pentru ei să se întrețină spiritual. Da. Da. Și ei au dat... E plină Austria și Germania de muzicieni proveniți din familia Opelț. Astăzi nu mai știe aproape nimeni, dar pe dealul Crucii, deci rândul 3. La rândul 3, da. Eu aș face, când este o cifră aniversară la zilele culturii germane, dedicată o săptămână, aduși invitați de peste tot care știu despre Opelț, le-aș dedica... E un exemplu... Le-aș dedica o săptămână pentru că ei au generat nucleul cultural în orașul Reșița. Vorbim de monumente de Reșița. Anul acesta se împlinesc 110 ani de la ridicarea școlii de beton. Da. O școală... Emblematică. Emblematică. Și ne bucurăm astăzi, fiindcă în urmă cu 10 ani, primăria de atunci și oameni de bine au reușit să restaureze. Să restaureze, să conserve această clădire. Este fenomenală, este foarte frumoasă. Eu acolo am făcut 1-4. Și eu am făcut 1-3 acolo. Da. Nu de aceea spun, dar este o clădire... Dar toți am fost toți reșițeni legați de beton și ule. Da, deci e o clădire de emblemă. E emblematică și nu numai pentru Reșița, pentru învățământul românesc. Pentru că dacă nu o promovăm în această direcție, domnule, ea este în școala asta au învățat nemți, unguri, români, țigani, bulgari, sârbi. Da, da. Toate națiunile care au trăit, toate etniile care au trăit în orașul au mers la școală de beton. Veneam de la Lent pe jos.
În Lent ai stat? În Lent am stat la strandul 1 mai. Uh-huh. Așa. La turistic? Nu, nu, la strandul 1 mai. Era că s-a dărmat și s-a făcut lacul după aia. Aha, aha. Da. Meu lucra la greblă, da, la centrală. Da. Deci veneam pe jos de acolo. Deci n-ai făcut la generală 4? Nu. Poate astăzi nu mai știe nimeni unde a fost generală 4. Am făcut la școală de beton pentru că Schmidneni, era o familie cu care noi locăm, Schmidneni spunea neapărat la betonșule. Că și-au făcut la betonșule și Schmidt lucra cu taică-mă la centrala Grebla, cu Moșu Adam, tu nu știi, o altă personalitate. A fost coleg cu Diesel, domnule. Extraordinar că te-am aflat de la omul ăla. Da. Deci, asta vreau să spun. Deci dacă fac 110 ani cu școala de beton, ar trebui făcut o sărbătoare din asta, națională. Dar ar trebui să facem o sărbătoare europeană cu familia Opelz. Ne gândim și la asta. Ne gândim. Trebuie făcut pentru că altfel pierd. Deci și noi ne ducem. După noi rămân cu entuziasmul mai mic decât al nostru. Că de multe ori mă întreabă, dar ce te bazi de atâtea, bre? Pentru că singur. Și dacă mă retrag și eu, nu mai vine nimeni. Dacă pleacă și țigla, rămâne blat pe asfalt. Sperăm să vină și alții. Sperăm. Nu știu, îți spun eu, cu toată dorința lor, ăștia tineri, ei preiau doar informația, nu preiau imaginea. Da, asta e așa. Ei preiau doar informația și sărbătoresc o informație. Eu nu. Eu mă duceam pe jos, la rândul 3, să-i ascult pe Opelz cum cântă, să puneau în curte. Da. Și cântau. Și mergeau, eram acolo români, țigani, nemți, tot ce era în dealul Crucii. Și muncitori vedeau, oameni vecini de acolo, și aplaudam și ei se ridicau, erau îmbrăcați frumos, mă. Și nu erau toți intelectuali, erau din uzină, lucrau în uzină. Sigur că da! Nu era modelul de intelectual. Da. Se ridicau în picioare îmbrăcați frumos, erau cămașa albă și pantaloni scurți vara și se înclinau la noi, înțelegi, și noi aplaudam și nu plecam, stăteam de vorbă cu ei. Și veneam pe jos altă jumătate de oră acasă. Dar ăsta era mod de viață. Nu mi se părea un calvar. Bă, de ce n-avem autobuz? Sau deci? Unde, deci ei stau pe o parte, deci, cum să spun, unde e AVR-ul? Unde a fost AVR-ul? Spun pentru cei care nu știu, poate. Unde e acum ăsta, cum îi zice, plastometru? Da. Nu mai funcționează, dar mă rog, clădirea mai este, da. Dar pe o parte și deasupra lor este fabrica de oxigen. Da. Și pe acel deal era ca o... Deci acolo mergeam cu Sania. Da, acolo era... Eu am copilărit, m-am născut pe Colea Șăpeac. La Colea Șăpeac, Colea Șăpeac. Tot dealul acesta, în cimitirul, deci până la parcul zoologic era Colea Șăpeac. Colea Șăpeac, da. Țiglăria, acolo. Totul era tot Colea Șăpeac. Colea știm cu toții ce înseamnă Coleașa. Pentru că acolo stăteau coleșarii. Da, din cauza lutului, fiindcă argila aia de alu... Și stăteau românii și-au făcut casa. Deci toate creșile acolo sunt din cărămidă crudă. Din cărămidă crudă, sigur că da. Deci spunem astăzi, reșita nu prea are multe clădiri. Deci erau muncitori, am spus, nu erau prea bogați. Nu. Dar, deci își făceau casa cu cărămidă crudă. Cu cărămidă crudă, nu erau potențial, nu făceau ferestre mari, camere mari, erau camera de 2 metri și 20 de înaltă. Ferestre mici ca să poată fi încălzită iarna. Câteva case erau, mă rog, pe corzoul care era la Muncitoresc. Da, sigur. De la Muncitoresc, să zicem, până la aproximativ Casa de Cultură. Da. Unde astăzi Casa de Cultură, cam acolo era corzo, acolo se... Dar cei mai mulți se primau... Cam până pe la Arta, unde era Arta înainte. Da. Flacăra. De la Muștăresc până la Arta, ăla era corzo. Se plimba lumea, da. Ieșau îmbrăcați frumos. Frumos, da, cu jombon. Da. Era... Și cu doamnele îmbrăcate frumos. Da, da, ne salutam frumos, chistihant. Toată lumea spunea chistihant. Da. Când eram mai mic, deci când plecam dimineața la școală, nu? Eu stau pe deal, cum am spus, pe Colea Șopear, da? Și până veneam jos la Muncitoresc, trebuia să salut cel puțin de 50, de 60, de 70 de ani. Da, da, chestia era o mare bucurie, domnule. Da. Astăzi cum dacă ne și știam? Da, sigur. Ei știau a cui sunt. Mă întrebau ce face maică-mea, ce face taică-miu. Înțelegi?
Și mai avem acum, mai avem o luni, îl comemorăm 30 de ani de la trecerea în eternitate a lui Monsignorul Lacna. Deci o personalitate... Domnule, ce om! Ce om! Că ai fost român, că ai fost neamț, te duceai la Popa Lacner și îi spuneai belele toate. Și el... 44 de ani a fost paroh la Reșița. 44 de ani, dar era cunoscut pe toți. Și absolut, da, da. Și în urmă cu 10 ani, când am comemorat 20 de ani de la trecerea lui în eternitate, a venit și fostul protopop al Reșiței, părintele Petrica. Petrica, da, au venit. Și așa de frumos a vorbit, fiindcă ei au fost atunci, în perioada aceea, mai grea, mai dificilă, au fost cei care trebuiau să țină echilibru. Și era foarte dificil. Extrem de labil echilibrul ăla, că era între autorități, între securitate, între ordinile bisericești, pentru că biserica trebuia să dea după putere. Da, înțelegi? Da. Au ținut echilibru și... Da. Eu am mers la Popa Lahner cu... Deci vecinii noștri aveau pe Mariana și pe Șoni și mergeam la Este Comunion. Și eu m-am dus la Este Comunion, eu sunt catolic. Și au zis, Nicule, hai și tu cu ei. Da. Și m-am pus și acolo să te îmbracă-te frumos. Și m-am îmbrăcat pantalonul. Ai avut și papion? Și papion și ciplică, da? Da, așa au fost, așa au fost. Și hai și tu, zic, dar eu nu scăd, nu-i nimic, acum ești. Da, da, deci a făcut enorm de mult. Popa Lacner a fost unul dintre spiritele locului ăsta. El a organizat, spunem de operți, tot așa Monsignorul Lacner a organizat în fiecare săptămână o seară muzicală la el, acolo, la Mados, la Mados, Casa Maghiară, deci acolo am trăit toți, da, în jurul Madosului, da. Acolo am făcut lupte, box, ne jucam prostii de ăștia, da. Dar era un centru care aduna copiii, tineretul din orașul ăsta. Înțelegi? Și nu făcea nimic fără să întrebe pe Monseniorul. Nu, e bine asta dacă... Da, du-te și să nu mă faci de râs. Dom'le, când îți spunea să nu-l faci de râs, era ca un fel de misiune. El spunea, deja pe atunci plecau foarte mulți în Germania, în Austria, spunea, dar noastră nu avea posibilitatea. Sigur. Ca să plece. Păi dacă plec eu, ultimul credincios, ultimul credincios, atunci plec și eu. Da. Până atunci nu plec. Da. Foarte multă lume, tot nevoiașă, nu știu, nu cu bani sau cu material, dar cu vorbe și cu sfaturi, știi? Și venea și pe vremea aceea, veneau la el în control și... Cum era pe vremea aceea? Deci nu avea viață ușoară. Nu. Dar a căutat întotdeauna să fie alături de oamenii săi. Da. Și cum ai spus tu, din nou, repet același lucru. Deci nu făcea diferență. Era protocolul părintele spiritual al oamenilor din orașul ăsta. Eu pe la vreo... Când am venit din armată, am vrut să plec dincolo. Și m-am dus la Monsignor și l-am întrebat. Mă, zice, nu ești de dus. Tu ești de aici, ești prea mult de aici ca să pleci. Eu zic să nu te duci. Și n-am plecat. Și aveam 7.000 de pozitori. Am plecat prin Iugoslavia, prin tabere, prin ăsta. Mi-a zis Popa Lacner că să nu, nu. De nu știe nimeni, acum spus în public, prima dată. Da, am avut, mi-a făcut rosii de numă, știi? Da. Mi l-am scris pe ceas cu acu, că să... Și odată era la Belgrad și zic, mă, eu plec. Și atunci... A zis Sanchez, spunea, mă, nu pleca, că nu ești de acolo. Uite, acolo ai tot, dacă vrei, poți să pleci. Am făcut ore de religie cu el, fiindcă la noi, la catolici, era sâmbăta după masă, trebuia să mergi la ora de religie. Știu, și eu. De fapt, dacă ai făcut plina părtășanie, sigur. Și mergeam. Și acea oră de religie era o încântare, fiindcă era o cultură generală. Da, îți povestea, pe lângă religie, asta era pretextul. Da. Vorbea despre Imperiul Roman, despre cultura creștinare, dar prin modelul de creștinare. Da. Deci, un om extraordinar, sunt câteva elemente care ar trebui sărbătorit an de an, cât trăim noi, măcar. Să o introducem în memoria colectivă, măcar mimetic să preia cei care vin după noi. Dom'le, trebuie sărbătorit Teatrul Popa Lacner, familia Opelți.
Înțelegi? Și atunci trecem la români și multe lucruri de sărbătorit în orașul ăsta. Înțelegi? De-a lungul vremii, eu tot mă gândesc că Dumnezeu a fost cu noi, ne-a ajutat. Sigur, sigur, că dar și am încredere că și în continuare, de sigur, el nu și-a mână de pe sigur, peste tot. Dar ca să nu să-ți meargă tot timpul bine, că al minte zici, Doamne, de ce m-ai părăsit? Știi? Dar eu cred că deci de mii de ani Platon a vrut să scoată cultura din cetatea cu poetii, este simbolic, da. N-a reușit. Nu vor reuși nici ăștia, știi? Nu, eu zic că și deci cultura ca factor nu poți, determinant... Este un mecanism al societății care ține în mișcare tot sistemul. Fără modelul cultural, că în cultură face parte toate legile care fac, nu numai arta. Da, sigur. Dar arta fiind un element care te adună. Te adună. Este un centru spiritual profund. Te aduni în jurul artei, domnule, orică ești pictor, orică ești fotograf, orică ești cânt, orică ceva. Adună lumea împreună. Ăsta e motivul. De-aia se temea Platon de culturi, de artă. Se mișcă. Eu zic că se mișcă. Se mișcă. Sigur că se mișcă. În ultimii ani se mișcă acum. Se mișcă. Dacă o perioadă a fost vreo 10 ani, pot să spun așa, că am urmărit. Și tu de derivă, da. Sigur că da. Dar în ultima vreme se mișcă. De exemplu, personal, chiar dacă nu fac parte, dar personal mă bucură și de asociația voastră de fotograf. Fotograf, sigur. Foarte care important. S-a reînființat după ani mulți. Da, sigur. Deci, a fost o tradiție Reșița cu cineclub, sigur. Cu fotoclub. Deci, așa a punctat așa, deci... Sigur că n-am putut, am văzut Casa de Cultură, nu putem să o lăsăm în halul ăsta, sala aia. Sigur, am făcut cu niște eforturi, numai noi știm cum s-a făcut lucruri sala. Lucruri frumoase care vor rămâne. Da, dar aia nu trebuie abandonată. A fost un bâlci în sala aia, cu oale, cu căruțe, cu prostii de ăștia, de urechiști. De asta spun, surogatul și nechezolul cultural trebuie scos din proiectele comunității ăstea. Deci nu mai trebuie admis Șușaneaua, Prostul Gust, cultura expediată, arta expediată, facem spectacole că trebuie să-l plătim pe ăla să strâmbă, să arută, vă iubesc, Ploiești și el la Reșița. Mă rog, chestii de genul ăsta. Stimați telespectatori, uite că m-am întâlnit cu Ervin, parcă nu ne-am văzut de un veac. Sigur că ne vedeam aproape toată ziua. Dar vorbind despre Reșița, este un moment unic. Pentru mine, cel puțin și pentru el, sunt convins că e la fel ca și pentru mine. Reșița este un subiect în care îmi vine să-mi scot pălăria din cap când vorbesc despre el. Luăm o mică pauză, după câteva minute revenim și continuăm o altă jumătate de oră cu prietenul meu, domnul Ervin Țigla, cel care conduce destinele etnicilor germani rămași, nu prea mulți. Dar cât sunt atât de bine, încep să nu mai plece sau revin și dacă încă sunt unde sunt plecați, revin cu mare bucurie și zomeni cu două locuri. Luăm o scurtă pauză, tehnicul, și revenim.